Salutări și bine te-am regăsit la o nouă emisie Meditații pentru părinți alături de mine! Cine credeți voi că s-a întors? Ei bine, draga de Mirela Horumba, care este psihoterapeut! Este o doamnă extrem de drăguță, numai că vorbește și bine, arată exemplar, cu un copil mare, dar cu niște sfaturi extraordinare, punctuale și de ajutor pentru noi, a spune. Bine ai revenit! Mulțumesc de invitație, bine vă regăsesc! Bine, tocmai pentru că ai un copil atât de mare, adică voi să-ți un pic în altă etapă, cred că este foarte bine tema metode de a petrece timp de calitate între părinți și bebeluși, asta însemnând de la naștere și până la vârsta de un an, dar m-ar ajuta situații concrete și mie mi se pare extrem de important să știm concret ce să facem cu bebelușul nostru atât de mic, atât de fragil, aparent, să, să putem să ne conectăm cu el într-o manieră frumoasă. Și mai mult decât atât, a petrece timp de calitate, să integrăm acest timp de calitate în ceea ce noi deja facem. facem pentru că facem. Asta voiam să zic, exact, pentru că uite, exact. sunt foarte multe și care ne ascultă și se pot gândi, domne ce timp de calitate, că în afară stai copilul la sânt, că îl duci în parc, îi dai să mănânce, că Schimb ce să mai fac e, Aici cred că intervine exact. frumusețea Pentru că același lucru l-am făcut și eu ca și ele Am greșit, m-am frustrat uh, Am avut multe momente de vinovăție Crezând că nu stă o mamă Că nu mai am timp, că nu mai am energie Dar cred că dacă aș fi avut gândirea deschisă Și libertatea de a lua cu mine copilul peste tot De a face lucruri pe care eu le fac înseamnă tot un timp de calitate și complet diferit. Exact, exact și înseamnă timp de calitate în care și mie mi este bine pentru că apuc să-mi fac ceea ce am de făcut, dar și copilul este integrat, practic, în activitatea noastră uh -huh. comună. Și atunci nu este nevoie să facem ceva mai mult decât deja facem. De exemplu, spune că la alăpta, da? E foarte simplu în momentul în care ți-a copilul. În primul rând să-l țin poziție corectă, pentru că am văzut foarte multe mămici care țin copilul, bebeluș belușul în poziție orizontală. E foarte complicat pentru că se poate neca. Deci îl ții la un 45 de grade și mai mult dacă se poate. În timp ce îl alăptezi, uită-te în ochișorii lui. Încearcă să te uiți la el ca un cadou, ca o binecuvântare pe care ai primit-o tocmai ca să poți să ai și tu acest timp special de calitate. Ce înseamnă până la urmă timpul ăsta de calitate? Înseamnă timpul în care ți este drag de copilul tău și nu numai că ți este drag în interiorul tău, ci este nevoie să îl faci și pe el să, să înțeleagă lucrul ăsta, cum? Folosind cuvinte și folosind gesturi. La vârsta asta amititică uh, un gest, o îmbrățișare, uh, sau de exemplu, la băiță, uh, un joc extrem de simplu și oarecum vine și natural. În momentul în care îi faci băiță, uh, masează-i degețelele de la picioruțe. ea fiecare degețel, masează-l. la înseamnă timp de calitate. În momentul în care... Uh, îi faci, eu știu, toaleta. Nu te grăbi repede să-l înfășor să-i schimbi scutecelul, să lasă-l un pic. Apreciază-i corpulețul, mângâie-i mânuța, bucură-te de copilul tău că l-ai primit și bucură-te de tot ce-ți ce oferă. Pentru că primul an trece atât de repede și știi despre ce vorbesc. Așa încât este. Nici nu știi până la urmă, zici, da, parcă ieri am venit, da. acum s-a trecut. Deci, tot ce. De de alea. Exact, exact. De mirosul ăla, miroase, copilul pur și simplu Adulmecăl este, este ceva special pentru el. Deci, tot ce înseamnă contact tactil, tot ce înseamnă uh, privire cântă-i. Să... ce ce făceam eu apropo de cântat? Da! La masă da! exact! îi dansam și cântam doar doar și ca vorbește... să determini să ai răbdare exact, să stea pe scănel. Exact. Și vorbește cu el și povestește câte cât te strec prin cap. Evident selectează doar lucrurile frumoase. Povestește-i despre ce vezi tu când te uiți pe geam. povestește despre cum îi pregătești, eu știu, când începe diversificarea. Pregătește-i arată-i vor... sau vorbește despre păturica cu care se joacă cu care îl învelește. Pe jucăria cu care uh, o ai pregătit acolo să se joace, vorbește despre orice. Și eu aș mai adăuga. Că el... te rog. De -te, nu, dacă ne-am întrebat una pe cealaltă, <hânt> te rog, iartă, mă continuă su ideea și apoi adaug. Eu. Deci, indiferent cum ar fi, integrează tot ce ai ca elemente de mediu în limbajul pe care îl folosești cu el. Asta înseamnă timp de calitate. Eu aș mai adăuga, lați în vă copiii după voi atunci când sunteți invitați la grătare sau la petreceri care se desfășoară în casele prietenilor. Eu am fugit de treaba asta de fiecare dată, fiindcă simțeam că nu este timp liber pentru mine și stau tot cu copilul. Dar credeți-mă că întotdeauna se va oferi cineva care să vină să-ți preia copilul 10-15 minute care este dornic, să se mai joace, să-l mai plimbe, să-l mai mângâie și... Da, eu consider că și acela este un timp de calitate, doar că la momentul respectiv nu l-am văzut așa și uite, regretele sunt prea târzii. Uneori e bine să avem informația în timp real, tocmai ca să știm ce avem de făcut și cum putem să petrecem timp de calitate cu bebelușul nostru. Mulțumesc tare mult, Mirela! Dragilor, ați ascultat metode de a petrece timp de calitate alături de bebelușii noștri, de la naștere și până la vârsta de un an. Vă invit să intrați și pe site-ul Itibiti pentru că veți descoperi foarte multe teme interesante. Colegii mei acolo v-au pregătit foarte multe articole, dar și detalii despre Mirela, unde puteți găsi, care este activitatea ei și care sunt proiectele actuale. Mulțumesc tare mult și te reaștept la o nouă inițiie. Mulțumesc și eu vă mulțumesc pentru tot.